Doamnelor și domnilor, ladies and gentlemen, madame et messieurs, tetrailes bachtalo, ejașcala malașcala, din studiourile românești, am zis românești, avem onoarea să vă prezentăm prima ediție a premiilor Oscar pe sărăcie. Zeci de personaje parodiate pe acest canal vor păși pe covorul roșu, sperând ca la finalul serii să plece acasă cu premiul Oscar. Același premiu pentru toată lumea pentru că n-am avut buget. Acestea fiind spuse, vă prezentăm gazda dumneavoastră din această seară, profitând de singura lui șansă de a prezenta ceva vreodată, George Tănase! Bună seara! Bună seara! Mulțumesc din suflet! Terminați cu aplauzele astea false! Știu că sunt puse în montaj și mulți sunteți imitați ca să râdeți. E cum am gândit eu sketch-ul. Vreau să mulțumesc pentru introducere vocii mele. Wow, ce seară o să avem, Doamne! Premiile Oscar pe sărăcie, incredibil! Și nu eram fumat când am scris acest sketch. Dar pentru că tot în noaptea asta se vor decerna premiile Oscar, iar eu de mic visam să primesc un Oscar, am decis să fac această parodie, nu? Super tare, să-mi dau toate Oscarurile mie. Exact cum ar fi normal în lumea asta. Să știți că eu încă mă mai uit la acel mic băiețel care visează când se face mare să fie cunoscut și visează Oscarul și Hollywoodul și îi mai spun așa: de ce Paștele Mătii n-ai învățat engleză în școală? Dar ca orice actor care nu ajunge la struguri pentru că sunt acri, mă îmbăt cu ideea că lasă-mă că oricum Oscarurile sunt aranjate, plus că dacă mă reșteam în America, acum eram, cel puțin Megan Fox, cel puțin. Dar pentru că m-am născut un român descurcăreț, mi-am cumpărat o statuetă de 50 de lei și îmi voi oferi toate premiile mie! Bravo! Bravo! Ce ciudățenie! Nu pot să cred! Bun, primul Oscar va fi acordat celui mai cretin scenariu de pe acest canal. Și avem următoarele nominalizări. Casa de Manel. Miramos, aquí estamos todos. Sabemos quiénes somos, pero realmente no nos conocemos. Bosule! El profesor, bă, prostule. El profesor, poți să mă duc la baie că mi s-au scanările? Traficantul de scutiri. Sau de nimic. Intru, mă-n bat picioare. Ceva fără viață. De ce nu mănânci, George? Nu-ți place Puffy? Păi mi-ai dat târtița lui. Asta a mai rămas, călurat de-am dat laba. Și Oscarul pentru cel mai cretin scenariu merge la... Ceva fără viață! Wow, 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 mulțumesc, George, pentru acest Oscar de 50 de lei, mulțumesc din suflet, de altfel e și singurul câștig pe care l-a adus acest serial. Nu știu, ce să zic, de când i-am dat numele Ceva fără viață, știam că acest serial își va îndeplini menirea, drept dovadă, în curând o să-i facem și pomana de un an de zile. În numele echipei aș vrea să... Mulțumesc, să mulțumim tuturor oamenilor care ne-au susținut de-a lungul timpului și care ne-au dat mesaje de susținere și care ne-au ajutat. Vreau să vă mulțumim și să vă promitem, să vă jurăm aici în fața tuturor că n-o să mai facem niciodată așa ceva. Pe cuvânt, e ultima oară când am făcut-o. Mulțumim mult de tot! Mulțumim! Radu Bucălaie, oameni dragi, mulțumesc din suflet că mi-ai oferit ocazia să scriem un serial la care doar noi am râs. Mergem mai departe. Următorul Oscar va fi acordat pentru cel mai prost actor într-un rol secundar. Iar nominalizările sunt... Adrian, Insula Iubirii. Cum să n-am, baron? Așa place să râgă, mă eliberez de aici, de la Sovac.
Adrian, o să fiu sincer cu tine. Ești foarte scârbos când râgâi. Asta este. Nu știe ce pierde. Atac cucuruzul. Jador, Survivor. O, Cindy, prea frumoasă fată, cu vocea ta pițigăiată, ai haz și mult talent pe vorbe, când faci ca toți dracii la probe. Cerșetorul. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, când s-a mărât, n-am mamă, n-am tată și mă ceartă părinții dacă vin fără bani acasă. Dai? Ia și lasă-mă în pace. Aoleu, Barosanu, dar ce este o numai de cafea să-mi dai un leu? Și Oscarul pentru cel mai prost actor într-un rol secundar merge la... Adrian din Insula Iubirii. Doamne, ce emoțional sunt! Clujul Ambera! Vreau să mulțumesc pentru acest Oscar. Marie, ea e femeia care m-a făcut bărbatul care stai. De când m-a părăsit, am avut 25.000 de femei. Tot a fost mulțumită și am mai fost căutat. La fel ca pandemia, am rupt tot. Dar unde-i Maria? Unde-i Maria? Pe aia ne-ați invitat-o? La fine, înainte de a pleca, vreau să las ceva pentru admiratorii mei, cu care eu am fost recunoscut de-a lungul timpului. Scuze, voi ieși pe partea ilaltă. Clujul number one. Aplauze pentru Adrian de la Insula Iubirii. Doamne, ce personaj. Bă, ce dracu mâncați, mă, acolo la Cluj. Înainte de a merge la următoarea categorie, vreau să vă delectați cu un moment special oferit de Nicu de la Căzănești. Wow, wow, ce moment! Și îl știe o țară întreagă, asta e problema. Următoarea categorie este cel mai bun prezentator și avem următoarele nominalizări. Dan Pavel, Survivor. Regăsit la Survivor România 2021. Astăzi avem Consiliul de Eliminare cu faimoșii. Vom încerca să aflăm când vor mai câștiga și ei o probă. Radu Vâlcan, Insula Iubirii. Locul în care adevărul este dușmanul sincerității. Răzvane, ești un mincinos. Te-ai lăudat tuturor că ești gros. Sunt, bossule, cel mai gros, cât o sticlă de nesti. Răzvane! Și Oscarul pentru cel mai bun prezentator merge la... Radu Vâlcan, Insula Iubirii! Dane, îmi pare rău, în sufletul meu, tu ești cel mai bun prezentator până începe Insula Iubirii. Mergem mai departe, următoarea categorie este cea mai bună actriță într-o parodie. Și avem următoarele nominalizări. Mari nu apă. Sunt Mari, am 37 de ani și sunt mocheta casei. E, cum vi se pare la noi la Miami? Nu suntem la Miami, nu! Suntem la țară, la Gorunești! Cindy, Survivor. Tia mea arde! Foc, aer, heliu, pământ de flori! S-au unit și m-au creat pe mine! Nimic nu mă poate opri să mă fac de râs! Mirela, Insula Iubirii. Ceva pe insulă cu mine o terminat-o! Gata, o terminat-o! Dar nu face că eu i-am pus semne! El nu știe, dar eu i-am pus semne. I-am pus câte un fir de păr în fiecare pereche de chiloți. Și Oscarul pentru cea mai bună actriță într-o parodie merge la... Mari nu apă! Vai, ce emoționată sunt!
Simt că mă ia așa cu leșin. N-aveți ceva de băut pe aici? Vrei un pahar cu apă? Vai, dar nu ți-ar fi rușine să-i zici asta unei doamne? Dar cum să mă servești cu apă? Să bați atâta drum de la Gorunești și să fii servită cu apă? Deci nu mai pot, nu mai vreau, deci am plecat. Puteai și tu să zici că-mi dai un 50, poate câte 100, dar nu apă, nu. Mulțumesc mult pentru acest Oscar. O să-l vând să-mi iau mărgeleturi, mărgeleturi, puu! Mă așteptam ca această festivitate să se țină la Miami. Dar cred că cu pandemia asta nu s-a putut. Nu, nu mergem la Miami. Dar ce să facem? Ai, mergem tot înainte, tot în față, că mie numai în față îmi place. Mă duc să-mi beau 50. Mari nu apă, oameni dragi. Un personaj care merită să intre în istoria cărților de colorat. Mergem mai departe cu categoria cel mai bun actor într-o parodie. Avem următoarele nominalizări. Vântul, salut generație. Astăzi o să vă vorbesc despre panica pe care a generat-o acest virus. Este ultima noastră grijă ca popor. Pandemia o să treacă și cu ce o să rămânem? Exact, cu bolile noastre. Degeaba te dai cu spir pe mâini, generație, dacă tu nu dai cu apă după ce ai venit de la baie. Hei, Johnule! Dorian Popa. Ca astăzi o ducem pe grăsuța noastră să facem frumoasă acolo la prietenii mei, unde știu eu, Johnule, suntem aici cu Cori, astăzi conducem și facem daily vlog. Hei! Gigi Becali. Dar știi ce mă gândeam? Nu vrem să facem aici în rai o echipă de fotbal, că tot nu este. Putere, putere, convocăm niște îngeri frumos, mai luăm niște sfinți la echipă, da? Și mai chemăm cu tare, cu tare, pentru rezerve niște credincioși din ăștia. Și să vezi după aia cum batem iadul. Uite ce le dăm, tocană, tocană, tocană. Și Oscarul pentru cel mai bun actor într-o parodie merge la... Vântul, salut generație! Salut generație! Înainte de a mulțumi că am dat șpagă pentru acest trofeu, vreau să abordez două teme. 1. Realizarea acestui eveniment în plină pandemie. În timp ce tu stai în casă cu mințel, generație, fără să ieși să bei o bere cu prietenii, fără să-ți vezi rudele de peste hotare, acest individ organizează acest eveniment ilegal, adunând mai multe personaje într-un singur loc. Ar trebui pedepsit și autoritățile ar trebui să fie un pic mai atente. 2. Sănătatea mentală a acestui individ. Cum poți, generație, să urmărești, să apreciezi și să promovezi un astfel de individ care mereu e altcineva? Nu v-ați dat încă seama că se ascunde în spatele personajelor pentru a spune lucruri? Acesta este haterul viitorului. Credeți-mă, generație. Dar totuși îi mulțumesc că a acceptat să primească șpagă pentru acest trofeu. De altfel, un băiat simpatic. Să ai o zi bună, generație! Vă mulțumesc, domnule Vântu, pentru ultima apariție a dumneavoastră pe acest canal. Înainte de a merge la penultima categorie, vreau să vă bucurați de un moment a capela oferit de... DJ Sebi! Bună seara, Oscarul 2021! Vreau să aud toată lumea cum cântă Întrerupt cu mine! La noul meu Mercedes, adela-dela-dela-ila-dela-ila, piesele se strică des, adela-dela-dela-dela-dulo-dulo-ila. Asta din 98 sunt cele mai rapide și când ieși în oraș agăzi numai gravide. Nici nu contează anul, sigla importantă, când claxonezi pe stradă câte o bagabon, câte o bagabon, câte o baga, câte o baga, câte o baga, câte o bagabon. Mă gândesc cu stupoare că o să ajung la bătrânețe, o să am nepoți și o să vină să-mi arate pe YouTube momentul ăsta. Și o să mă întrebe, tataie, matale, erai penibil ăla?
Și o să le zic da. Dar ce mai contează? Dacă tot am ajuns până aici, mergem mai departe. Următorul Oscar va fi oferit pentru categoria Cea mai bună parodie TV. Iar nominalizările sunt: Dau bine așa pe TV, Insula iubirii, Normal, mă, omule, că dau bine. Ce să fac dacă m-a făcut mama frumos? Che pazzo, che pazzo. Ce părere ai de Sexul 3? Am chemat o prostituată și i-am zis și eu: băi, Teodora, dar atent, ești răi pe mine, adică... Din câte știu eu, tu ești om însurat, nu? Adevărat, mă luat cu Dana, femeia meseriază. Păi și cu Alexandra ce faci? Păi nu, că fac și cu Alexandra, cu care dă mai mult, cu aia fac... Survivor România 2021. Adunăm voturile, le înmulțim cu 2, le ridicăm la pătrat. Bă, nu, închide tu. Închide tu, că eu nu știu cum să închid. Pe unde n-ai bai umbla, mă, 2 săptămâni? Prin training. Am crezut că o să-mi iau iar bătaie. Voi ăștia care vă uitați, ia veniți încoace. Schimb de mame. Băia la Miami au ieșire la apă. Vai, orice, dar nu apă. Salarul meu soțul nu-l vede, pentru că eu pe astea mi-l cheltui, pe mărgeleturi, pe hăinării. Vai, am călcat în apă. Vai, deci nu pot să cred. Am călcat în apă, orice, dar nu apă. Puterea dragostei. La solar mergi? Nu. Marius, că tată, ai greșit emisiunea, băiatul meu. Aici nu-i viața satului, aici e puterea dragostei. Tu nu semeni cu niciunul dintre foștii concurenți, iar pe noi fix asta ne interesează. Bruxela, ce așteptare ai tu de la emisiunea noastră? 200.000 de followers. Bine, merg și 150.000, că important e să-mi vină produse gratis. Lecții de viață. Tu cine ești, George? Sunt George, soțul ei. Ce cauți tu aici, m-ai urmărit? Da, de ce m-ai mințit că muncești? Pentru că nu te mai iubesc. Poftim? Nimic. Și Oscarul pentru cea mai bună parodie TV merge la... Survivor România 2021! Bună seara! Vă mulțumesc din suflet vouă acolo acasă pentru acest trofeu! Ce spectacol Oscar pe sărăcie 2021! Mă bucur din suflet că, la fel ca în televiziune, am reușit să spulberăm toate celelalte emisiuni. Asta ne determină pe noi, cei de la Survivor România 2021, ca următorul sezon să țină 2 ani și jumătate. Vă mulțumesc! Mulțumim din suflet, Dane! Abia așteptăm să avem Survivor 7 zile pe săptămână, 8 ore pe zi, să renunțăm la joburi ca să ne putem uita la emisiunea voastră. Iată, ne ajungi la finalul acestei gale. Ultima categorie este cea mai apreciată miniserie și avem următoarele nominalizări. Casa de Manel. Fără acolo nu pot să stau. Ascult manele, le iluminează, le înțeleg și îmi plac doar când beau, beau, beau. Ascult manele, de dimineață, pe hater eu doi banu, da. Ceva fără viață. Ai omorât-o! Criminalule! Da, m-am urât cu gluma aia proastă. Valul de toate! Traficantul de scutiri. Ești tu că e păcat de tine, ești băiat până. Ce trafic? George, mi-ai adus și mie ce mi-ai promis? Da, hai că te rezolv imediat, hai că vin. Da, mă, bă, ești băiat tânăr, e păcat, ce dracu stai atâta la școală? Mai bagă și tu niște scutiri, mai bagă una alta. Și Oscarul pentru cea mai apreciată miniserie merge la... Casa de Manel! Vreau să fiu scurt, că trebuie să-mi înceapă ultimul meci de pe bilet. Vă mulțumesc pentru acest trofeu. Vă mulțumesc că ascultați manele. Fără voi, această miniserie n-ar fi putut fi realizată, această miniserie.
Sperăm din suflet să facem bani și pentru sezonul 2, deși niciodată n-am avut un sezon 1. Vă mulțumesc! Viva la Manel! Mulțumim din suflet, Strugurel. Sper din suflet să găsiți buget pentru sezonul... pentru ce sezon vreți voi. Iată, ne ajungi la finalul primei ediții a premiilor Oscar pe sărăcie. Sper din suflet că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, înseamnă că ne vedem și la anul. Dacă nu v-a plăcut, înseamnă că acest canal va fi închis curând. Până atunci, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori noi scoatem ceva nou pe acest canal. Vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți. Seară bună! Pa!